Biografie Victor Socaciu născut la 14 ianuarie 1953 la Brașov, muzician, compozitor, cântăreț, chitarist, realizator și prezentator TV și diplomat despre mine familia, provin dintr-o familie de oameni simpli, dar foarte deschiși, o familie mare. La fiecare aniversare a unei zile de naștere, se strângea toată familia la noi acasă și întotdeauna cântau la aceste petreceri. Cântau și părinții mei, cântau chiar pe voci, împreună cu ceilalți, cu frații, cu rudele. Iar uneori, părinții mei cântau romanțe, care pe mine așa de tare mă impresionau, încât mă ascundeam sub masă și plângeam. Plângeam, chiar dacă nu înțelegeam ce înseamnă o iubire trecută, dar pe mine mă impresionat gravitatea cântecului, mă emoționat frumusețea armoniei vocale. Nu voiam să mă vadă cineva plângând, însă voiam să ascult mai departe, așa că stăteam sub masă. Părinții tatăl meu Ion era muncitor la uzinele Steagul Roșu din Brașov, iar mama mea zboi ca la Partizanul Roșu. Nu am avut o copilărie bogată, din potrivă, locuiam într-o casă sărăcăcioasă, dar cel mai important este că am avut parte de toată dragostea lor, neîmpărțită, pentru că eram doar unul la părinți. Amândoi aveau legături cu muzica, tata fusese toboșar când era tânăr, într-o formație la o casă de cultură muncitorească, iar mama mea a fost coristă într-un ansamblu foarte mare și la un moment dat i s-a propus să plece la București la un cor mare, probabil tot muncitoresc. Însă ea a refuzat, pentru că tocmai se înfiripase idila cu tatăl meu. A rămas în Brașov și m-au avut pe mine. Și nici pentru mine n-au avut planuri muzicale. Tatăl meu a vrut să mă facă fotbalist. Mama mea nu avea proiecte pentru mine, voia doar să mă vadă fericit cândva, pe undeva, în lumea asta. Studii. Liceul l-am făcut la Liceul de Matematică Fizică numărul 1, Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil din Brașov, fiind coleg cu reputatul cosmonaut Dumitru Brunariu de care mă leagă și astăzi o mare prietenie. La începutul liceului pot să consemnez debutul meu pe scena școlii. Acolo aveam o trupă, Zodiac, și cântam piese din repertoriul unor trupe la mode la vremea aceea, Rolling Stones, dar mai ales Beatles. Eu eram chitarist, solist vocal și șef al trupei. Urmasem cursurile de chitară clasică, la școala populară de artă, clasa profesorului Martinescu, celebrul la vremea aceea în Brașov, și ieșisem după doi ani de studiu foarte bine instruit. Așa că eu alegeam piesele, le orchestram și totul ieșea foarte bine. În facultate, însă trupa s-a spart, pentru că toți membrii au plecat în diferite colțuri ale țării, la Cluj, la București, la Timișoara. Eu am rămas în Brașov, singur. Debutul în muzică tracția mea față de folk a început în anul 1972, când l-am auzit pe radio Mircea Florian cântând. El a fost cel care mi-a tras atenția asupra folcului autohton. Mai citeam despre folk în revistele din acele vremuri. Și am început să scriu și eu cântece. Cred că era locul în care mă puteam desfășura cel mai bine. Când eram în liceu, scrisesem un cântec care se numea Freezerul. Asta ca reacție la faptul că directorul școlii, de câte ori făceam un pocinog, ne tundea pe toți. Asta era măsura disciplinară pe care o lua. Și eu am scris atunci cântecul Frizerul și, bineînțeles că am devenit figura centrală a liceului, fiindcă era chiar un act de curaj să protestezi pe vremea aceea, și mai ales, să dai în director și să-l iei la mișto. Oriforcul era tocmai reacția la tot ce se întâmpla în jur, la bine și mai ales la rău. Și mi se potrivea ca o mănușă genul ăsta. Și am scris cântece care circulau în mediul universitar brașovean. Exista atunci moda cenaclurilor, iar la Brașov se înființase cenaclul Dacia Felix, înainte chiar să apară cenaclul Flacăra. Și cântam atunci un cântec care avea ca refren va veni o zi, când fiecare va simți că a devenit o țintă cenaclul Flacăra. Acest cântec a fost preluat și a ajuns la urechile lui Adrian Păunescu, vorbesc deja de anii 74-75. Păunescu a zis cine a scris asta, i s-a spus că un băiat de la Brașov, eu, mie mi-a povestit Gheorghe Gheorghiu întâmplarea, iar Păunescu a zis, ia să mi l aduceți pe băiatul ăsta. Și am fost chemat, am ajuns la revista Flacăra, în București, am așteptat să apară maestrul, iar când a apărut, m-a chemat în cabinetul lui și mi-a zis, ia cântă chestia asta. După ce am cântat mi-a zis, excepțional, cum ți-a trecut prin cap așa ceva? Uite, de seară de butezi. Era un spectacol la Teatrul Național. A fost o seară magnifică, în care i-am cunoscut îndeaproape pe Mihail Stan, pe Florian Pittiș, pe Leopoldina Bălăniuță, pe Pino Caramitru și nenumărați cântăreți folk. Mai erau și Radu Gheorghe, și Eugen Cristea, iar ca folchiști, Vintila, Doru Stănculescu, Val Adrian Ivanițchi. O pleiadă de excepționali cântăreți, care chiar făceau folk la vremea aia, folk veritabil. Consacrarea am colaborat cu toți folchiștii din cenaclul Flacăra și cu cei ce au urmat după acea epocă glorioasă. Aș vrea să-i citez, dar mi-e teamă să nu-i omit și să se supere vreunul. Dar în cerc, Adrian Ivanițchi, Alexandru Zărnescu, Adrian Ausc, Anca Heroiu, Anda Lugăreanu, Andrei Păunescu, Arpad Domocoș, Aura Sipica, Carmen Antal, Cătălin Condurache, Constantin Dragomir, Costas Costas, Daniel Avram, Dinu Olărașu, Doru Găja, Doru Stănculescu, Ducu Bergzi, Emery Chimre, Emilian Onciu, Eriz Sebeta Adam, Evan Rosecchi, Fabrea Ladar, Florian Pittiș, Florentin Bubea, Florin Chilian, Frații Chiriac, Curdu Iancu, George Nicolescu, Gilioniță, Ioan Alexandru, Ion Hagiu, Ion Zubașcu, Iulia Iosipescu, Loredana Groza, Maja Gheozo, Magda Pușcaș, Marcela Saftiuc, Maria Nag, Marin Pihuleac, Mihaela Popescu, Mihai Naknu, Mihail Stan, Mircea Baniciu, Mircea Bogolan, Mircea Florian, Mircea Vintila, Nicolid Fantis, Octavian Bud, Ovidiu Haidu, Radu Beligan, Radu George, Radu Pietreanu, Râul Cârstea, Ștefan Fan Hrușcă, Tatiana Stepa, Tudor Gheorghe, Valeriu Penișoară, Valeriu Sterian, Val Șerban, Vasile Șeicaru, Vasile Mardare, Vanghele Gogu, Walter Ghicolescu, Zoia Alecu, Cezar Petrovici. Curs profesional. 1978, absolvent al Facultății de Electromecanică, inginer 1969, urmează cursurile de gitară clasică la Școala Populară de Artă, Brașov, la clasa profesor Teodor Martinescu. 1970, debutează pe scenă cu trupa Rock Zodiac. 1973, activează în cadrul cenaclului Dacia Felix din centrul universitar Brașov, iar primele sale cântece folk, trenul, ținta, între bine și rău, sub scutul amurgului, se bucură de un real succes în mediul studențesc 1975, debut radio cu piesa în lucile amintirilor 1976, debut TV cu piesa Oltul 1976, membru al cenaclului Flacra până în 1980. 1982, 1983, 1985, membru al cenaclului sărbările scânteii tinereptului, semnează muzica spectacolelor tinerețe fără bătrânete de Eduard Covali, Teatrul Dramatic Brașov și Cai Liberi, Teatrul Dramatic Târgu Mureș 1987-1989, semnează coloana sonoră a spectacolului de muzică și poezie Muntele Dragostei alături de Leopold din Abălănuță, la Teatrul Ion Creangă, concurs de de muzică folk un bun producător al Festivalului Național, concurs cântecul de dragoste în parteneriat cu Ministerul Culturii și Cultelor, Televiziunea Română și Radio România Actualități Turneen. China, 1986, Corea, 1986, URSS, 1984, Germania, 1985, 1999, 2002 și 2003, Republica Moldova, 1990, 1993, 1996 și 2001, Canada, 1999 și 2001, SUA, 1996, 1999, 1999 și 2002, Suedia, 1996, Danemarca 2004, Anglia 2004, 2005, Irlanda, 2004, Italia, 2005, Emiratele Arabe Unite, 2005, etc. Realizator al emisiunii săptămânale la TVR, vânare de vânt, între 1997-1999, producător al emisiunii Insula Copiilor, la Național TV, semnează general. Cele mai multor emisiuni radio și TV printre care Omul chitară, oameni de zăpadă, ceaiul de la ora 5, insomniile corinei, cazuri și necazuri în dragoste, vânare de vânt, arca marinei, personalul de costinești, bun de tipar, tunelul timpului, mulțumesc, ora fără catalog, ne vedem la TVR, e ora ta semnează peste 300 de cântece declarate la urmă, Adam. Distinții 2002, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, 2005, vicepreședinte al Departamentului pentru Cultura al PSD. 2007, membru supleant al Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune 2002, 2006, membru al Consiliului de administrație al TVR 2008, deputat în Parlamentul României 2008, vicepreședinte al Comisiei de cultură, arte, mijloace de informare în masa Camerei Deputaților 2008, membru în Comisia UNESCO a Parlamentului României 1989, membru în Comisia pentru problemele revoluționarilor din decembrie ai Parlamentului Parlamentului României 2014, Consul General al României la Montreal prezențe la festivalul de la Mamaia. 1989, secțiunea creație cu piesa Libertate 1990, recital Horse Concurs 1997, secțiunea creație cu piesa Ochii Iubirii 1998, secțiunea creație cu piesa Vin și Eu 1999, secțiunea creație cu piesa Cămașa Cea de Mai 2000, secțiunea creație cu piesa Ochii Tăi Premii. Laureat Cântarea României, 1976-1982, laureat al Festivalului Național al Artei Studențăstii, Premiului, Secțiune Folk, 1974, laureat al Festivalului Studențesc de Muzică Folk Primăvara Baladelor, București, 1975, Marele Premiu al Cenacului Flacăra, 1979, 80, 81, Marele Premiu al Sărbărilor Scânteii Tineretului, 1989, 1983 premiul al doilea, creație, la Festivalul Internațional Garoafa Roșie, Soci, 1984 premiul special al televiziunii Soci la Festivalul Internațional Garoafa Roșie, Soci, 1984 laureat al Festivalului Internațional Rottelieder, 1985 premiul Criticii Muzicale din România, 1997 premiul Radiodifuziunii Române pe anul 1998 pentru muzică folk premiul Limba Noastră acordat de Asociația Culturală Ginta Latină din Chișinău, 2000 premii de excelență în muzica folk acordate de organizatorii festivalurilor de la Chișinău, 1996, Slobozia, 1996, TG. Jiu, 1997, Iași, 1998, Radio Cluj, 1998, Reghin, 1999, Caracal, 2000, Călăraș, 2001, Bistrița, 2001, Premiul Radiodifuziunii Române pentru cel mai bun album folk 2001, Condiția umană Premiul Radiodifuziunii Române pentru cel mai bun interpret folk 2001, Premiul de onoare pentru întreaga activitate în slujba cântecului românesc, conferit de Ministerul Culturii, 2002 Meritul Cultural în grad de cavaler, conferit de Președintele României, 2004 Sobiuri. Istorie, șah, rapid, decedat. 27 decembrie 2021. Condoleanțe familiei. Abonați-vă, apreciați și distribuiți.